O să mai integrăm acum niște jalapeno din ăsta. Vedeți că dacă vă uitați pe farfuria lui Exarhu, o să găsiți o rețetă de jalapeno umpluți cu brânză. Foarte pane, impecabil. Gătește extraordinar băiatul, îmi place mult. Bonjurică, bonjurică, vă servesc cu o berică. La farfuria lui Exarhu, ca de obicei, gustărele de bere, pentru că e târg de bere la Auchan. Și, na, dacă vreți să vedeți ce merge cu frigăruile astea de scoici, n-aveți decât să mergeți la târg, eu vă ofer rețeta, aveți și un sos pe care o să-l țineți minte și, în general, o să mă pomeniți, dacă vă uitați și vedeți cum se face. Hai, noroc! Așa, înainte de orice, avem nevoie să coacem o roșie, ceea ce o să și facem. O punem aici, în această tigaie întinsă. Asta pentru sos. Facem orice pentru sos. Respect sosul. Aici avem făină, aici avem pesmet. Am ales niște platouri frumoase, platouri de suflet. Aici am bătut niște ouă. Și aici niște ulei de floarea soarelui cu ulei de măsline. Roșia o gătim cât putem, putem să o punem și la cuptor dacă vrem. Aici am înmuiat un pic de franzelă, miez din ăsta de toast, în apă. Aici avem niște ardei copt, midiile care sunt prefierte. Dacă vreți să lucrați cu midii, o să munciți mai mult, evident, midii proaspete. E o plăcere oricum să le gătești, dar mai ales să le cureți. Aici sunt frigăruile, le-am gătit și pe ele. Am ținut în apă, da? Când faceți frigărui în tigaie, da. Le țineți, dacă îți de lemn, da? Le țineți măcar jumătate de oră în apă. O să trimitem roșia la decodificat în cuptor. Pare că vrea să ne spună ceva. O duc undeva unde să fie în siguranță și să nu se audă. Și acum o să începem sosul minune. Bun. Am zgrobit usturoiul, așa cum v-au zgrobit vouă angajatorii speranțele. Un pic de sare. Bine că am scăpat de roșie, s-a făcut liniște. Și acum o să integrăm, știți cum se spune, puțin câte puțin. Vreau să aud un ce? Ce integrăm, Răzvan? Ce integrăm? Ardei copt. Ce să integrăm? Eu am vrut să vă arăt metoda clasică. Sigur că voi puteți să spuneți, știi ceva, hai că iau eu blenderul și fac toate lucrurile astea încet. Dar, mă rog, sunt anumite lucruri care trebuie făcute la mojar. Să mai integrăm acum niște jalapeno din ăsta. Vedeți că dacă vă uitați pe farfuria lui Exarhu, o să găsiți o rețetă de jalapeno umpluți cu brânză. Pane, impecabil. Gătește extraordinar băiatul, îmi place mult. Bun. Și am pus și niște ardei de-al nostru strămoșesc. Stoarcem niște apă din pâinica asta. Mai integrăm și pâinea. Integrăm și niște ulei. Și niște oțet. Și la un semn, uite, integrarea este gata. Așa, e bine să-l lăsăm puțin, că o să-i facă foarte bine. Să stea un pic. Mă duc să văd ce face roșia, o aduc și pe ea și ne integrăm de tot. Așa mi-a venit roșia. Evident. Încă se auzea. Poate vă întrebați ce fac aici. E bine, curăț roșia, dragi prieteni ai gastronomiei. Am să pun fragmentele de roșie în blender și am să torn conținutul superb al acestui mojar peste roșii. Îl blendăm puțin. Nimic mai mult. Bun. Se duce și stă puțin deoparte. Așadar, suntem în faza în care o să prăjim scoici. Ele sunt deja fierte. Astea sunt ude. Da? E foarte important. Și tot așa.
Așadar, începem cum ne-a învățat domnul nostru Șnițel. Și facem astea cu toate. Și acum, evident, din ou. Și din pezmet. Cam așa arată o frigăruie before. Și? Dacă ni se pare interesant, putem să mai punem câte ceva aromat în ulei, putem să-l infuzăm înainte cu puțin cimbru, puțin usturoi, cu niște ceapă, dacă vrem. Putem să facem mai multe cu uleiul ăsta. Eu v-am făcut rețeta așa cum am gustat-o eu în Spania. E o formă de tapas tradițională. Și exact cum vă spuneam, ca să miroasă mai frumos la final, acest cimbru proaspăt, îl punem exact aici. Și gata, a venit momentul adevărului. Sunt frumoase, sunt rumenite. Sigur, puteți să nu le înghesuiți, eu am pus mai multe așa ca să ne săturăm, că știi că nu ne ajunge niciodată, nouă românilor, vreau să spun. Avem o farfurie, ar trebui să fim mulțumiți. Avem valoare, uite, punem o frigăruie. Mai punem una, ne e foame totuși. Exact când punem sos, simți nevoia de bere. Coordonare mai bună ca la farfuria lui Exarcu, nu o să găsiți nicăieri pe internet. Așadar, pentru bere, pentru voioșie, frigărui de scoici, pane cu un sos dincolo de delicios, hai noroc, hola amigos!